Bună, mă numesc Lepădatu Mirina și sunt în clasa 1-a A, la clasa albinuțelor, la școala generală, numărul 26 din Galați. Am să vă prezint astăzi o carte care se numește Melcușorul de la Vinia Braniște. Această carte este prezentată o zi din viața lui Melcușor. E ziua lui și a primit de la moșul Melc un teanc de cărți, fiindcă de când a învățat să citească, stă cu minte cu orele și citește până când simte că îi se înmoaie cochilia și trebuie să ia o pastilă de calciu. Deși a primit multe cadouri, este trist și supărat, fiindcă mama lui s-a dus peste șosea să lucreze în livada de duzi. Moșul Melc l-a chemat pe Mirapodul Centiped, care este veteran de război. Și iată, îi spune: băiete, de ce ești supărat? Fiindcă mama mea a plecat să lucreze peste șosea. Șoseaua este foarte periculoasă pentru un melc. În timp s-a construit o pasarelă, dar până când melcușorul trecea pasarela, îl apucă hibernatul. Și iată, Mirapodul Centiped a făcut tot felul de planuri nebunești ca să poată să-l trimite la mama lui și a chemat ajutoare și să construiască o catapultă ca să-l trimite la mama lui. Mai întâi s-a teleportat Melcușorul și după s-a teleportat Moșul Melc, care tremura de frică. Deși au ajuns în scaieți, cei doi se bucură și-au găsit-o pe mama Melc. Și iată, își împleteau cornițele. Dar după și-au dat seama că Miriapodul a uitat să facă un plan și să-i întoarcă. Sfârșit! A fost.